Oamenii legii încă mai fac cercetări și îl caută pe cel care a omorât-o pe Estera, fetița de 5 ani violată și mai apoi ucisă în zona unor clădiri abandonate de la Cuprom. Audierile au continuat și în weekend. Sâmbătă au fost duși la audier mai mulți adulți și copii, printre aceștia și tatăl Esterei, care la înmormântare nu s-a dezlipit de sicriu. Descinderile jandarmilor în zonă au avut loc atât sâmbătă cât și duminică. Ducă pe nepoata mea, pe aia care a găsit-o, pe sora ei, acolo în Hana, e mortă. Cercul suspecților s-a restrâns și se analizează rezultatul probelor ADN. Ancheta este una extrem de dificilă. Mama Esterei vrea să afle și ea cine este individul care a putut să recurgă la un astfel de gest. Ce măcar el ar găsi, ca să fii și eu curioasă, să văd pe criminalul ăsta cum arată, cum a putut să-ți bate joc. Ăla îl închideți, iasă de-a fetița, nu mai vine din cimitir înapoi. Și politicienii intervin în anchetă. Primarul municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheș, a anunțat că își oferă indemnizația de 10.000 de lei recompensă pentru prinderea infractorului care a ucis-o pe micuța Estera. Persoanele care dețin astfel de informații sau indicii sunt rugate să apeleze numărul de telefon 0737 373 070. Un angajat al poliției locale va prelua apelul și va da detalii cetățenilor cu spirit civic care sprijină găsirea criminalului violator, fiindu-le garantată protejarea identității. Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, ministrul Sănătății Sorina Pinta, secretarul de stat în Ministerul Sportului Cosmin Butuza, secretarul de stat în Ministerul Turismului Bogdan Tomoiagă, senatorul Liviu Marian Pop, deputații Gheorghe Șimon, Sorin Bota și Călin Matei, cei 13 consilieri județeni ai PSD Maramureș și cei 3 consilieri municipali PSD Baia Mare vor dona echivalentul unei indemnizații de consilier județean pe lună, în total de 30.000 de lei, pentru orice informații concludente care vor duce la prinderea criminalului micuței Estera.